ești o persoană mult mai activă decât majoritatea fraților tăi zodiacali. Fiind antreprenorială și intenționată, te scufunzi cu ușurință în proiecte și rezolvi problemele care pot contribui la dezvoltarea planurilor și ambițiilor tale. Ai un caracter activ, o înțelegere și o minte minunată, gândești mai repede și iei decizii importante mai ușor decât majoritatea semenilor tăi. Creativă, vizionară, cu o intuiție și o imaginație dezvoltată, ești înzestrată cu idei originale și inovatoare. Ești extrem de sensibilă, capabilă, cu ușurință te adaptezi la orice situație și, în plus, întotdeauna deschisă emoțional. Poți fi condamnată la suferință îndelungată și supusă unei suferințe emoționale. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: bună credință, memorie, psihologie, scrupulozitate în materie de bani. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și lipsa calităților de conducere. Ești cea mai energică și proeminentă reprezentantă a zodiei RAC. Ești caracterizată de o mare diligență, dedicare și voință puternică. Ai de asemenea o imaginație bogată, un stoc mare de energie creativă și farmec pur uman. Ești uneori prudentă și foarte încăpățânată, dar prezinți adesea caracteristici opuse. Poți fi neîngrădită, mai ales în sfera intimă, care te împinge adesea în conflict, după care devii deprimată. În general, soarta te îndrăgește și, după o scurtă erupție de agresiune, ești capabilă să stingi conflictul izbucnit și să obții propriile foloase. Tu nu te temi de ciocniri, deoarece abilitățile diplomatice bine dezvoltate te ajută să te retragi la timp și să-ți atingi obiectivele în timp. Poți suferi un conflict între vocația ta maternă și nevoia de a face o carieră, de aceea poți fi adesea implicat în disputele legate de emancipare în societatea modernă. Te poți afla adesea în dezacord total cu tine însăți. Poți să te vezi ca fiind cel mai rău dușman ai propriului eu, adânc ascunsă de ochii celor din afară. Depresia este probabil cel mai constant companion al tău pe tot parcursul vieții. Anxietatea asociată cu subestimarea la locul de muncă sau eșecurile în dragoste pot să-ți elimine echilibrul, chiar și atunci când ești la vârf de faimă și succes.
Indiferent de gradul de obsesie personală într-o întreprindere, rămâi suficient de flexibilă pentru a lua în considerare un punct de vedere diferit asupra ceea ce faci. Tu cauți de obicei adâncime în orice, chiar și în cel mai nesemnificativ subiect, nu ești mulțumită de cele mai simple răspunsuri și de gândurile superficiale. Fără îndoială, personalitatea ta profundă este complexă, multilaterală, dar ascunzi cu grijă bogăția ta interioară de curiozitatea celorlalți. Pe de altă parte, ești legată în mod inextricabil de societate și oferi multă timp și efort pentru rezolvarea problemelor altora, precum și carității. Pentru tine pe primul loc este a da, decât a lua. Fiind o natură sensibilă și receptivă, ești o prietenă minunată. Cu toate acestea, atunci când devii deprimată, poate fi foarte greu să fii ajutată. Te poți supune deseori unei autotorturi emoționale. Pericolul este că tu riști să te blochezi în cadrul unor impresii negative. Uneori, doar un accident sau chiar un șoc te pot scoate din această stare, forțându-te să cauți o cale de ieșire dintr-o situație dificilă. Poți combina cu succes activitatea socială cu viața de familie și afacerile de dragoste. Uneori îți părăsești adăpostul și începi să cauți în mod activ plăcerile din viață. Astfel de atacuri pot fi un fel de tribut adus emancipări, destul de natural pentru tine. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, moale, prietenoasă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 1 iulie soarta ta? Ai o sensibilitate deosebită și capabilitatea să stai confortabil în orice situație și mediu. Cu toate acestea, ești întotdeauna deschisă emoțional și poți găsi cu ușurință o abordare a oamenilor. Pe de-o parte, astfel de trăsături de caracter îți permit să stabilești relații bune cu ceilalți. Pe de altă parte, te fac foarte vulnerabilă. În plus, emoționalitatea excesivă îți poate oferi experiențe emoționale foarte lungi. Ești veselă și prietenoasă, viziunea ta asupra lumii este originală, iar interesele tale sunt în sfera irațională și necunoscută. Reușești cu ușurință să obții orice scop dorit, datorită nu numai abilităților tale unice, ci și norocului care te însoțește în viață. Suferi foarte multe din faptul că trebuie să alegi în mod constant între maternitate și carieră, deoarece prima este considerată vocația ta, iar a doua, nevoia de autorealizare. Senzația de anxietate în ceea ce privește subestimarea la locul de muncă sau eșecurile în dragoste, te pot dezechilibra serios, chiar dacă ai succes sau ai ajuns la vârf, nu poți fi numită a fi prea principială. Desigur că ai propriile tale principii, dar în același timp respecti foarte mult părerile altora. Asculți cu atenție un punct de vedere diferit și sfatul altora, dar vei lua o decizie numai pe baza raționamentului propriu și ascultând vocea inimii tale. Trebuie să ai o înțelegere foarte obiectivă a lumii din jurul tău. De aici scrupulozitatea și tendința ta de a analiza cu atenție toate fenomenele care apar. În general, ești profundă și complexă, nu lași pe nimeni în lumea ta interioară, ceea ce, trebuie admis că este foarte bogată. În ciuda acestui fapt, ai o relație strânsă cu societatea, în timp ce oferi mai multe decât primești. Ești întotdeauna gata să-i ajuți pe alții, caritatea pentru tine este o stare normală și obișnuită. Fiind sensibilă și receptivă la cei din jur, poți deveni o prietenă bună. Principalul lucru este să fie evitată acea stare depresivă notorie, altfel nu va fi ușor cu tine. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, demonstrezi că îngrijirea și înțelegerea sunt cerințele tale explozive. Viața ta interioară constă în urcușuri și coborâșuri constante, întotdeauna te lupți între dorința de libertate și independență, dată de energiile cifrei 1, și nevoia pentru o relație lungă și fiabilă.
Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Universul te-a recompensat cu înalte abilități intelectuale, memorie excelentă, gândire rapidă. Te poți realiza cu succes în orice profesie. Poți deveni lider eficient, om de știință și lucrezi excelent în domeniul tehnologiilor înalte. Deși ești puțin mai complicată, construiești o carieră de succes și, în același timp, crești copiii, dar ai tendința să afișezi vina în fața copiilor. Ești predispusă la autodăruire și alegi profesia corespunzătoare. Poți fi un cadru medical de succes, medic veterinar, psihoterapeut. Sănătate și boli. Nu te simți prea confortabil în corpul tău. Deși poți fi destul de grațioasă și mobilă, din când în când, te îndepărtezi de autoexpresia sexuală activă și de abstinența deplină față de plăcere. Poate că cea mai gravă boală de care suferi este depresia și, într-o anumită etapă a vieții tale, începi să cauți ajutor calificat în această chestiune. Depresia ta are adesea cauze psihosomatice. Tractul gastrointestinal este vulnerabil, dar și sistemul urogenital. Ai adesea un sindrom premenstrual dureros, dar nașterea este ușoară. Avorturile sunt foarte nedorite, deoarece ele duc la complicații. Ai nevoie de un prieten, de un consilier religios, de un terapeut care să-ți poată asculta revărsările și să-ți dea sfaturi utile. În alimentație ești foarte capricioasă și elegantă. Modificând periodic preferințele gustului și dieta, poți deveni victima unei atitudini nesănătoase față de alimente, iar acest lucru trebuie ajustat în mod discret și gradual și cât mai curând posibil. Ar trebui să știi că numai tu îți poți vindeca depresia, schimbându-ți în mod voluntar stilul de viață și obiceiurile. Este necesar să mănânci calitativ, să alegi alimente sănătoase care să se absoarbă lent. Seara este indicată o băutură caldă și un somn bun. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu o energie vitală puternică. Ai o tendință spre practice mistice, oculte, extrasenzoriale. Ai un caracter puternic, cu voință puternică, ești sociabilă, ai diplomație și capacitatea de a atrage atenție oamenilor asupra personalității tale, asupra ceea ce spui tu. Mergi cu ușurință prin viață, ești peste tot însoțită de noroc și de succes. Datorită dăruirii și muncii tale grele, ești capabilă să obții o poziție înaltă și să aduni avere. Sfaturi pentru tine. Fericirea nu înseamnă superficialitate. Profunzimea nu înseamnă negativitate. Odată ce ai căpătat intuiție, ieși în lume și explorează. Poți să faci asta. Nu-ți fie frică să stai singură. Prietenii și cei care te sprijină sunt alături de tine. Învață să primești în aceeași măsură în care dai. Nu permite nimănui să treacă peste cuvântul tău. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul.
Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefant de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.